Conducerea centrală a Partidului Național Liberal, prezent la lansarea candidaților pentru alegerile locale din Neamț, a reiterat ideea bătăliei electorale între PNL și PSD, singura care contează în alegerile din luna iunie, în condițiile în care acestea se desfășoară într-un singur tur de scrutin. Peste tot, nu doar în Neamț, facem analize și avem o singură premisă: să punem și să identificăm și să-i desemnăm pe cei mai buni candidați. Pentru că bătălia asta cu PSD-ul, campania electorală, se va duce om la om pe tot terenul. Suntem noi și PSD. Nu există altă forță politică care să poată pune probleme în această campanie electorală. Motiv pentru care și în județul Neamț voi face același apel către nemțeni, să înțeleagă că, din păcate, fiind un singur tur, e nevoie să voteze în acest singur tur, la acest moment, ca și cum ar vota în turul 2, adică dacă nu or să mai vrea la nivel de administrație PSD-ul, singura opțiune viabilă prin care poate fi măturat PSD-ul este un vot pentru Partidul Național Liberal. Alina Gorghiu a spus că se mai duce încă bătălie pentru reintroducerea celui de-al doilea tur de scrutin la alegerile locale din luna iunie, fără însă a spune dacă mai există șanse sau nu ca acest lucru să se și întâmple. În opinia noastră, șansele sunt minime, ținând cont de faptul că de 5 iunie, data la care românii trebuie să se prezinte la vot pentru a-și alege primarii și membrii consiliilor locale și a celor județene, ne mai despart exact 2 luni.